Suntem tot în 27 aprilie. Mă aflu pe vatra mea din Hurezani, vatra principală. Este ora 19:30 și mă aflu aici pentru a da sirop, iar acum am ajuns la o familie pe aici, pe undeva, acolo e capacul luat, pe care n-am desfăcut-o, dar care și cea de lângă ea, cred și una după aici și mai încolo, sunt destul de puternice, pentru că am și așa ceva în stupină, dar este de arătat și remarcat faptul că a început pădurea să înverzească foarte bine. Și arată foarte bine locația pe care mă aflu, pentru că eu mai spuneam că acest lucru influențează foarte mult, foarte mult activitatea în stupi. Această colonie se prezintă destul de bine, sau chiar foarte bine. Este cald afară, se anunță și mâine, de aceea încerc să văd și la această colonie ce s-a mai întâmplat. Pentru că foarte multă lume arată colonii puternice. Este foarte simplu să facem în așa fel încât albinele să arate bine, să se ridice sus. Pentru acest lucru așteptăm puțin și efectul va fi vizibil foarte repede. Eu i-am adăugat și ei o ramă și vreau să văd dacă s-a apucat de ea. Cineva spunea că sunt persoane care postează colonii unificate. Aceasta are deja în această zonă nectar, iar aici se văd, cât pot eu vedea de bine în această zonă, a început să ponta. Revin și spun că eu nu am introdus rame artificiale până acum, pentru că nu am nevoie. Mai desfac rama următoare să văd dacă am pus-o lângă cea cu puiet. Dar ce este de spus, că începând de astăzi, de mâine, și în zonele de deal ale Olteniei începe o dezvoltare masivă. Pentru că, da, este o ramă tipică la această dată, cu puie de trântor în această zonă și puiet eclozat în mijloc. Pe aici e puiet căpăcit și larvar la margini. Sunt trântori, mărțile probabil se vor împerechea. Eu am o situație de acest gen pe vatra cealaltă. Am găsit o familie care a avusese, cred că, 4 rame, 5-4 rame cu puiet. I-am găsit matca bătrână care devenise trântoriță, în sensul că nu mai ponta decât ouă nefecundate, pentru că trebuie spus un lucru
pentru cei care sunt mai la început. Și asta este o ramă de margine care eu am ridicat-o, are păstură și puțină miere pe aici. Vreau să dau câteva detalii despre familiile cu măci trântorițe, pentru a se înțelege mai exact acest fenomen care ni se poate întâmpla primăvara, pentru că după ce măcile ies în primăvară și depun o pontă cât de cât acceptabilă, la un moment dat se termină materialul seminal depus în spermatecă, că așa se numește acea zonă în care matca primește materialul seminal de la trântori, știindu-se faptul că atunci când ovulul sau oul trece printr-o zonă care este lateral acestei zone a materialului seminal, ouul este fecundat și așa se depune în celulă de albină, de trântor, și apar albine sau măci, depinde de felul cum, sau trântori, cum sunt hrănite de albine, adică acea combinație sau concentrație de miere și polen pe care albinele o folosesc în hrănire, acel lăptișor. Matca trântoriță, odată ce apare în familie de albine primăvara, că este vorba de apariția acestui fenomen primăvara, matca trântoriță, spuneam, va depune și un ou sau câteva ouă în boci, pentru că albinele simt imediat și apare acea botcă de salvare, că acestea sunt boci de salvare într-o familie care, dacă nu se împerechează, matca tânără devine bezmetică. Este mai dificil de descoperit, pentru că acest lucru se întâmplă și la familiile mai puternice. Familiile mai slăbuțe, în general, măcile care pică și mor, și ne dăm seama imediat, pentru că apare acel bâzăit, ca și cum ne indică foarte rapid că nu există matcă în familie, și luăm o hotărâre aducându-i o matcă sau de genul că acum se poate da și ramă cu puiet, dacă familia cât de cât este mai puternică și vrem să o menținem salvând printr-o nouă botcă sau până ne facem rost de o botcă sau o matcă. În situația măcii trântorițe, acest lucru nu se observă deschizând familia de albine, dacă se deschide pe deasupra, nu se observă ceea ce se întâmplă în cuib. Iar una dintre ceea ce am observat eu la mine în perioada multor ani pe care i-am în această zonă, unul din aspectele care ne duc în zona de a descoperi o matcă trântoriță, la o familie puternică vorbesc, este faptul că albina este agitată, familia este agitată și tentația de a fi înțepat este foarte mare, atunci ne indică sau putem ajunge la o concluzie că trebuie verificată colonia mai amănunțit, pentru că există ceva. În general, se spun multe despre familii care înțeapă, sunt probabil și din gena unor măci aduse probabil din pădure sau niște măci în care se umblă foarte des prin familii care ajung să transmită acest lucru albinelor prin, cum se spune, prin generații repetate, faptul că noile albine vor înțepa des și nu ne lasă să omul la ele. Deci matca trântoriță, că despre asta în general este vorba, trebuie să procedăm într-un alt fel față de
acea schimbare de matcă sau pierdere de matcă primăvara prin moartea ei. Eu am omorât matca trântoriță să o omoară rapid, dar în același timp trebuie uitat dacă putem observa și matca tânără, și cea mai bună soluție este de a se da o ramă cu puiet de toate vârstele, începând de la ou, larvă mică, larvă mare, puiet căpăcit. Pentru că urmărim, chiar dacă nu am văzut matca tânără, urmărim mai multe lucruri în același timp. În situația în care matca nu se împerechează în 4-5 zile, albinele vor avea din ce să-și tragă o nouă botcă și verificăm de regulă acea ramă pe care o introducem, iar în situația în care familia se împerechează, matca se împerechează, atunci este un caz fericit și acea ramă cu puietă deja se poate considera că am și ajutat-o, pentru că aceste familii cu măști trântorițe au foarte mulți trântori. Matca trântoriță depunând ouă nefecundate, din care obligatoriu ies numai trântori. Albina bătrână care a ieșit din iarnă dispare, iar albina pe care dintr-o generație sau chiar două generații de pontă de primăvară este deja epuizată și ea, și ne trezim cu o albină foarte, cu o familie foarte slăbită. Am dezvoltat acest subiect despre matca trântoriță pentru că am vrut să ating câteva lucruri pentru cei care se vor întâlni cu aceste fenomene. Se întâmplă, eu spun că la familiile mai, la stupinele mai mari, des acest fenomen, la stupinele mai mici, unde controlul măcilor, în sensul că nu se lasă mai bătâne de 3 ani, eu așa aș merge pe varianta matca. În perioada în care ne aflăm acum, trebuie să reziste 3 ani. Eu acum 15-20 de ani de zile, chiar 30 de ani în urmă, măcile mergeau până la 5 ani fără probleme. Nu știu, se spune că nu erau chimicale, nu știu, sunt poezii, adevăruri, dar ce este bine de știut, și eu sunt foarte sigur de acest lucru, pentru că la noi, în acea perioadă, acum 30 de ani de zile, dacă aveam 4 rame cu puie căpăcit la salcâm, nu era o problemă, pentru că stupul făcea minim 15 kg de miere, existând foarte multă albină, neexistând varoa, decât braula. Am avut și noi probleme prin anii 80 cu braula când a început, iar după aceea a apărut și varoa. Eu atât am vrut să spun acum, ne mai reîntâlnim atâta timp cât și eu îmi voi face timp pentru a mai face câte un video despre, câte un videoclip despre această fascinantă sau această frumoasă lume a albinelor. Așa cum se vede la mine, s-a făcut seară, mă duc și încep să mă apuc să dau siropul. La revedere, să auzim numai de bine.